Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie! Începem cu o scurtă recapitulare a cunoștințelor. Care sunt zonele de vegetație din țara noastră? Așa cum puteți observa și pe această hartă, acestea sunt zona de stepă, zona de silvostepă, zona de pădure cu etajul stejarului, etajul stejarului pufos cer și gârniță, etajul pădurilor de gorun, etajul pădurilor de fag sau de amestec fag cu brad, etajul pădurilor de molid, zona alpină cu tufărișuri și pășune alpine, respectiv vegetația azonală cu vegetația de luncă și vegetația deltei Dunării. Astăzi discutăm despre zona alpină. Aceasta se desfășoară de obicei la peste 2000 de metri înălțime. Între 1800 și 2000 de metri se face trecerea dinspre zona de pădure, etajul coniferelor, spre zona alpină, acest etaj purtând numele de etaj subalpin. În etajul subalpin întâlnim pe lângă pajiști tufișuri de ienuperi, șnepeni și afini. Zona alpină este mai extinsă în munții Ronnei, Călimani, Bucegi și Piatra Craiului, Iezer și Făgăraș, Parâng, Cândrel, Șureanu, Căpățânii, Retezat, Godeanu și Țarcu. Clima fiind rece și umedă, în zona alpină speciile de ierburi s-au adaptat la condițiile climatice. Peisajul din acest etaj este dominat de pășuni și pajiști pe care pasc adesea oi, capre și vaci. În etajul alpin întâlnim specii de plante cu flori viu colorate, cum ar fi brândușa, piciorul cocoșului și clopoțelul de munte. Datorită condițiilor climatice grele și caracteristicilor reliefului, în această zonă nu întâlnim multe specii de animale sălbatice, dar dintre acestea se remarcă capra neagră și agfila de munte. Acum vreau să vă adresez și vouă o întrebare. Ce pericole credeți că există în zona alpină? Descoperiți și enumerați trei reguli pe care trebuie să le respectăm când călătorim în zona alpină. Dragilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!